un exemplu cu vama asta comună cu România. Asta e o bătaie de joc. Asta este discreditarea ideii de vamă comună. Vămile comune arată cu totul altfel. Mm. Dați-mi, vă rog, și paharul dumneavoastră de apă. Ca să fie mai clar. Până acum, asta e vama Republicii Moldova, asta e vama României. Distanța dintre ele era un kilometru sau cât acolo, până treci podul, până și așa. Acum au anunțat că pe sensul de intrare în România avem control comun. Ei ce au făcut? Au luat cabina asta unde se face controlul de pașapoarte și vama și au adus-o pe teritoriul României și au pus-o mai aproape de cabina românească. Dar au lăsat o distanță de vreo, cât acolo, 3, 5 metri, 10, ceva de genul ăsta. Acum, da, ai impresia că e control comun, ai trecut liber prin vama noastră, ai trecut prutul, trecut podul, da, ajungi în vama românească, te-ai oprit. Se începe procedura ca pe vremuri. Ai coborât sau vine grănicerul, poliția de frontieră, îi dai actele, face controlul Republica Moldova, îți dă actele, urci în mașină, muți mașina următorii, adică nu muți mașina un kilometru cât mutai înainte, muți mașina 5 metri, 10 metri și aceeași procedură se întâmplă deja cu vama românească. Asta nu e control comun, asta e control separat, numai că mult mai aproape. În realitate, controlul comun între România și Ungaria, cum se întâmplă? Sunt cabine lipite, au între ele un geam. Îți ia actele poliția de frontieră românească, le verifică, prin geamul respectiv îi le dă celor din Ungaria, ăia verifică și deja Ungaria ți le dă înapoi. Și chestiunea se întâmplă și vizual împreună. Adică de multe ori ei sunt în picioare afară, mai vorbesc mai un alta, îți iau actele, le-au trecut, ți le-au dat, tu ai o singură oprire, o singură dată deschizi portbagajul, dacă ți se cere, și în felul ăsta e mers înainte. Este și un respect față de cel care trece vama. Și ăsta e maximul ce poate oferi Uniunea Europeană până intri în Schengen. La noi este iluzia unui control comun. Și încă e numai pe sensul de intrare în România, dar pe sensul de ieșire în România în continuare separat. Păi ele toate trebuie făcute comune, cum e Ungaria-România sau Ungaria-Bulgaria. Sau, la toate vămile și fără discuții. Că și așa oamenii acum au plecat în vacanță 4 zile. Au stat 3-4 ore. Asta e discreditare. Și nu e corect să vinzi așa ceva și să faci și presa, a dat o mulțime de știri, gata, să ne cozile, care o devenit mai mare, s-a făcut publicitate, vămii, oamenii s-au aruncat acolo, acolo e control separat, se numește comun. Băi, nu așa se face. Dar presa de ce nu spune care e realitatea deschisă din mesele? Eu am impresia că unii nici nu știu. Sau nu că nu știu. Știți, la noi se cântă în strună. Este o problemă. Este. Este o problemă din ce în ce mai mare. Presa se teme să discute deschis problemele. Ca nu cumva să pericliteze, nu știu, parcursul european, situația pasului. Nu de asta se teme. Situația Maesandu, ori asta e greșit. Așa da. Deci, asta e greșit. Invers, presa trebuie să fie primii, declanșatorii, care primii ridică problema și apoi se cheme politicieni, lideri din societatea civilă în alta, care să argumenteze pe subiect. Dar presa refuză. Dacă ar fi fost în altă parte niște lucruri, astea erau scandaluri la fiecare pas.